Hai, salut! Astăzi avem un episod special cu o întrebare specială primită de la prietenii noștri de la Evomag. Ei au împlinit 13 ani și au o întrebare la obiect. Spune așa, Cristi, ce ai învățat în primii tăi 13 ani de antreprenoriat? Și astăzi am pregătit o listă cu 13 lucruri pe care eu le-am învățat în primii 13 ani, tocmai pentru a oferi acest cadou tuturor antreprenorilor. Un cadou care vine de la o companie 100% românească, care a demonstrat că în aceste vremuri în care toată lumea plânge, se pot obține rezultate spectaculoase. Așa că hai să parcurgem episodul și hai să vezi cele mai importante 13 lucruri învățate de mine, care nu doar că m-au adus aici, ci m-au și ajutat în fiecare an să cresc. Așa cum am spus, avem 13 subiecte pe care astăzi le vom dezbate pe scurt, care m-au ajutat să ajung astăzi aici și mai ales m-au îndrumat și m-au ajutat pe mine să parcurg fiecare an. Dacă vrei, poți să iei aceste 13 aspecte ca și o temă anuală. Ai putea să iei 13 lucruri în 13 ani și să vezi care din aceste lucruri te pot ajuta pe tine în anul acesta și în anul viitor și așa mai departe, pentru a-ți face o curiculă a evoluției tale antreprenoriale. Ca să nu mai lungim vorba, hai să începem să le spunem și să spun câteva lucruri despre fiecare în parte. Primul lucru pe care l-am învățat a fost următorul. Afacerea ta rezolvă o problemă sau oferă o soluție? Ei bine, e o mare diferență între a rezolva o problemă a unei piețe sau a promova o singură soluție pe care tu ți-ai imaginat-o. Atunci când doar promovezi o soluție, ești ca o portavoce de aia stricată care peste tot începi să spui ce vrei tu să le vinzi. Atunci când ai o problemă în piață pe care ai identificat-o și pe care ți-ai asumat să o rezolvi, înseamnă că tu nu mai vorbești despre tine și ce soluție grozavă ai tu, ci despre modul în care problema clientului e rezolvată apelând la soluția ta. E cu totul altfel. Plus, atunci când încerci să rezolvi o problemă, pe lângă soluția ta inițială pe care ai avut-o, vei vedea că mai apar o grămadă de soluții pe care le poți adăuga și îți faci în felul ăsta un catalog de soluții pentru o problemă pe care omul o simte, dar încă nu știe să o articuleze. Asta e marea diferență între afacerile care cresc și afacerile care împing doar soluția lor în piață și se minunează că nu mai au loc unde să crească. Atunci când vrei să rezolvi o problemă, practic problema inovației s-a terminat, pentru că problema respectivă are mult mai multe soluții decât ți-ai imaginat la început. Așa că asta a fost lecția numărul 1. Al doilea aspect pe care l-am învățat, hai să-i spunem tema numărul 2 sau lecția numărul 2, spune așa: toate ideile trebuie să aibă o împământare practică, adică nu există nicio idee care să rămână doar la nivel general, la nivel teoretic. Ele trebuie toate pilotate, spunem noi, adică aruncate în piață și văzut dacă piața, pentru că piața este împământarea, are o reacție. Dacă acest produs al meu sau o idee sau un serviciu pe care l-am gândit nu are niciun fel de simț practic și nu generează niciun fel de revenue, nici acum, nici pe mai târziu, înseamnă că ideea respectivă e doar un, hai să-i spunem așa, în engleză îi spunem nice to have, dar nu este un must have în afacerea ta. În momentul în care nu reușești să găsești un rezultat practic a inovației tale, a ideii tale, a soluției tale, a produsului tău, înseamnă că acea idee rămâne doar la nivel de brainstorming, e bună, o păstrezi acolo, dar nu merită să o pui în practică, nu merită să-ți cheltui bani, efort și timp. Lecția numărul 3 este următoarea. Perseverența e mai valoroasă decât talentul. Știu că sună pe dos a ceea ce credem noi românii despre noi, că suntem deștepți și ne descurcăm, însă n-am văzut niciun antreprenor și nicio afacere care să meargă pe termen lung doar pentru că a fost talentat antreprenorul sau doi agenți de vânzări. Perseverența însă e cea care a generat valoare adăugată. Perseverența înseamnă că în fiecare zi te trezești cu aceeași motivație, cu aceeași hotărâre și faci lucrurile pe care le-ai planificat ieri ca să se întâmple astăzi, ca să genereze valoare mâine. Perseverența înseamnă că ești consecvent. Perseverența înseamnă că ești focusat, înseamnă că faci lucrurile pe care le-ai spus pentru a împlini lucrurile pe care le-ai profețit. Și astea sunt lucrurile care generează valoare adăugată nu doar în piață, ci și în cultura ta organizațională. Cultura în care oamenii știu exact ce vor face mâine pentru că tu ești perseverent în a împlini acele planuri care deja le-ai făcut. Lecția numărul 4. Nu lua niciodată decizii motivate doar de câștigul promis. Am văzut de multe ori antreprenori care întâi calculau profitul și ăsta era singurul mod în care își luau deciziile. Uitau de oameni, dacă ei sunt în stare să facă aceste lucruri. Uitau de piață, dacă piața este capabilă să cumpere acel produs la prețul pe care ei l-au stabilit. Uitau de finanțarea pe care ei o au, dacă ei puteau să susțină dezvoltarea acestui produs. Se gândeau doar la cât pot să câștige. Nu mai vorbesc de faptul că uitau și de zonele etice și începeau să forțeze lucruri acolo unde nu era cazul. Așa că
Direcția numărul 4 e foarte importantă, nu doar la nivel de etică a business-ului, ci și la nivel de sustenabilitate și, dacă vrei, reputație a business-ului și al tău ca antreprenor. Lecția numărul 5 sună așa: perfecționismul e inamicul evoluției. Vezi, noi în afaceri nu căutăm să fim perfecți. Nici produsele noastre nu pot fi perfecte, nici serviciile noastre, ele sunt într-o continuă evoluție. Și tocmai de aceea, cel care se uită astăzi căutând perfecționismul, îi prăjește pe oamenii care se ocupă de acel aspect al afacerii. Tot ceea ce noi căutăm în afaceri este să evoluăm permanent. Probabil nu o să ajungem niciodată la perfecțiune, pentru că perfecțiunea este într-un fel viziunea companiei noastre și este de așa natură creată încât să ne inspire permanent, să ne atragă permanent către ea și să păstreze o distanță între realitate și potențial. Însă evoluția permanentă este cu adevărat o zonă în care merită să ne punem focusul noi ca antreprenori. Lecția numărul 6 sună așa: creșteți încrederea în tine pentru a-ți accepta eșecurile, nu pentru a te lăuda. De prea multe ori, antreprenorii cred și spun în tot felul de discursuri publice că ei au reușit tot. Și asta arată o încredere în tine, însă noi ca antreprenori evoluați nu folosim încrederea pe care noi o câștigăm în tot procesul ăsta antreprenorial pentru a ne lăuda pe noi, ci pentru a ne întări, pentru a reuși să trecem mai ușor peste eșecurile pe care, poate dacă astăzi nu le-am avut, mâine le vom avea. Pentru a împuternici echipa care așteaptă de la noi exact acest lucru, această putere pe care ei uneori și-o pierd. Lecția numărul 7, din care eu am învățat greu, e următoarea. Învață din trecut, crede cu optimism în viitor. Vezi, dacă nu înveți din trecut, nu doar că pierzi bani, ci pierzi și timp, pentru că reiei același ciclu cu aceleași rezultate. Problema este că dacă nici nu înveți din trecut și nici nu crezi în viitor cu optimism, nici nu reușești să-i mobilizezi pe cei care au greșit să se ridice și să meargă mai departe alături de tine într-un viitor pe care probabil doar tu-l vezi. E o lecție importantă pe care eu am plătit-o foarte scump și sper ca tu să o iei repede, să o interiorizezi și să o folosești, pentru că este foarte, foarte valoroasă. Lecția numărul 8 spune așa: educația continuă e cea mai bună investiție pe care o poți face pe termen lung. Dacă tu vrei ca oamenii care se ocupă de afacerea ta să fie mai buni, să deservească mai bine o piață, nu ai altă variantă decât să investești în educația lor continuă. Evident, și educația ta continuă ca antreprenor. Cineva m-a întrebat ce să fac cu oamenii care vin, eu îi formez, investesc în educația lor și pleacă. Iar răspunsul meu este un răspuns clasic. Ce ai face dacă oamenii aia nu ar fi educați și ar rămâne? Cum s-ar comporta ei cu clienții și cum s-ar comporta ei cu afacerea ta? Lecția numărul 8 e la fel ca și într-o familie. Nu pui această întrebare când e vorba de copiii tăi, dacă să-i educ sau nu. Pur și simplu îți dai seama că cea mai bună formă de a investi timp, energie într-un om care mai departe are ceva de făcut este să îl educi permanent. Nu doar câteodată, ci permanent. Lecția numărul 9 este următoarea. Nimic nu e mai important decât sănătatea. Nu știu dacă îți spun ceva nou, dar probabil știi că sunt prea mulți antreprenori care își cheltuie sănătatea pentru a se îmbogăți și apoi își cheltuie toți banii strânși pentru a-și recâștiga sănătatea. Asta e cel mai ciudat paradox al antreprenorilor care nu se gândesc la acest aspect și care cred că sunt invincibili, că organismul nostru va rezista la nesfârșit tuturor elementelor de stres, muncii prelungite, deciziilor grele pe care le luăm sau modul în care noi ne raportăm față de situații cu tensiune. Trebuie să-i dăm importanță sănătății, pentru că altfel nu reușim să ne bucurăm la capătul unei cariere de succes antreprenoriale de banii, timpul și resursele pe care le-am câștigat. Lecția numărul 10 spune așa: caută să-ți investești timpul pentru profit sustenabil care să-ți ofere înapoi timp. Una este să te gândești că îți cheltui timpul tău pentru niște bani, alta este să te gândești că îți investești timpul tău pentru ca mai târziu să primești timp înapoi. E cu tot o altă perspectivă și în momentul în care vezi lucrurile așa, vei cere mai mult de la afacerea ta și nu vei limita doar cât ai tu chef acum să câștigi. Vei vrea în acest timp investit să obții mai mult. Lecția numărul 11. Dacă vrei să îți crești afacerea, creșteți oamenii care o conduc. Gândește-te că tu nu mai ești în fața clienților tăi. Gândește că dacă tu vrei să ai o relație bună cu clienții, trebuie să ai niște oameni care să te reprezinte mai bine decât ai face-o tu. Și nu ai cum să faci treaba asta decât dacă îți crești oamenii pe care o conduci. Și cum poți să crești mai bine oamenii decât ajutându-i să-și dezvolte cele trei zone pe care le-am tot discutat. Cunoștințele pe care le au, competențele pe care le pun la treabă și caracterul pe care îl vezi în fiecare zi, atât tu cât și clienții tăi. Lecția numărul 12. Dacă vrei să vezi adevăratul potențial al afacerii tale, ține-te bine aici, dă-te la o parte. Dă-te la o parte, pentru că vine o vreme în care afacerea ta crește mai mult decât poți tu crește. Și nu numai asta,
interesul tău, energia ta nu mai e aceeași. E momentul în care tu trebuie să-ți dai seama că tu ești cel care blochezi afacerea ta. Nu piața, nu clienții, nu dezvoltarea de produse. Cei mai inteligenți antreprenori duc afacerile lor până la nivelul în care ei simt că pot adăuga valoare. În momentul în care văd că afacerea lor poate fi condusă mai bine de alți oameni, că au energie mai multă, că au putere mai multă, că au expertiză mai multă, cel mai înțelept lucru este să te dai la o parte și să îi lași pe alții în prim plan. Să-i lași pe alții în rândul întâi, care să ducă mai departe într-un mandat asumat compania acolo unde tu ai setat să ajungi. Lecția numărul 13, caută să lași în urma ta ceva ce să merite toată lupta asta. Știi, vorbim foarte mult despre ce lăsăm în urma noastră, dacă vor lăsăm o casă sau o mașină copiilor, dar cum ar fi să lăsăm ceva mai mult? Cum ar fi să lăsăm o adevărată moștenire și nu o moștenire neapărat financiară? Cu toate că nici asta n-ar fi rea. Nu-i nimic mai frumos decât să știi că toată munca ta a lăsat în urma ta nu doar niște bani, ci și o societate mai evoluată, mai educată, mai bună. Pentru că, până la urmă, antreprenoriatul nu e doar despre bani, ci e despre modul în care noi modificăm realitatea pe care o găsim, lăsând-o într-o formă nouă, mai bună, mai frumoasă. Acestea sunt cele mai importante 13 lucruri pe care eu le-am învățat în primii 13 ani de antreprenoriat. Sper să te inspire și pe tine și sper să iei măcar câteva din aceste elemente să le pui în afacerea ta. Poate observi că avem niște elemente de decor suplimentare. Ele sunt aici pentru că un laptop și un telefon fac parte din kitul oricărui antreprenor de succes. Și sunt aici nu doar pentru a le vedea, ci pentru că fac parte dintr-o campanie. Iar tu, dacă vei da click pe linkul de jos, vei putea intra în această campanie și, în afară de aceste gadgeturi grozave, vei mai găsi o grămadă de alte premii pe care te invit să le iei în echipamentul tău de antreprenor și să te folosești de ele. Pentru că dacă nu avem echipamente potrivite, degeaba știm doar în cap dacă nu putem opera cu echipamente moderne. Ne vedem cu toții în campanie și sper să fii nu doar câștigat informațional, ci și câștigat la nivel practic. Mult succes! Salut! Ești pasionat de antreprenoriat sau ești deja antreprenor și vrei să înveți mai departe despre afaceri și despre afacerea ta? Dă mai departe pe rețelele tale sociale acest link și nu uita să dai subscribe la acest canal pentru a primi o grămadă de noi informații despre antreprenoriat și lumea noastră.